Proiectul are ca scop compararea experiențelor de implementare ale educației informale și non-formale la nivelul orașelor Mioveni și Petriș, Bulgaria. Astăzi la Mioveni a avut loc diseminarea activităților proiectului Compararea experiențelor de implementare ale educației informale și non-formale, proiect aprobat și câștigat prin programul Comenius Regio și finanțat prin programul social european. Vrem să diseminăm activitățile ce au avut loc, practic s-a făcut lansarea proiectului la noi în Mioveni în perioada 8-13 noiembrie. De asemenea, o delegație din Mioveni a fost în Petrici în perioada 12-17 decembrie și s-a făcut lansarea proiectului și la partenerii din Bulgaria. În cadrul proiectului Comenius Regio se urmărește dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene în rândul profesorilor și elevilor. Elementul principal, dacă vreți, în centrul atenției este elevul, cel de la grădiniță, cu preocupările și tot ce concură la ca el să obțină cele mai bune rezultate. Iată, prin această ședință de diseminare, arătăm atât cadrelor didactice la nivel de Mioveni, cât și elevilor din Mioveni, imagini și spunem ce experiențe am trăit acolo, care sunt asemănările și diferențele, astfel ca în urma acestor deseminări și în urma acestui proiect să putem noi să adoptăm ceea ce au dânsii mai bun, iar dânsii la rândul lor să găsească la noi ce avem mai bun, până la urmă ca acest proces de formare a elevului, a viitorului și a personalității lui viitoare să fie într-un cadru și să fie explicat, învățat cât mai bine în școli. Partenerii acestui proiect sunt Consiliul Local Mioveni, școala cu clasele 1-8 Colibaș și Fundația Consorțiu pentru Dezvoltare Locală.